Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ai văzut lumina zilei pe 15 martie, ești o femeie receptivă, delicată și foarte sensibilă. Te străduiești pentru un mediu armonios și eviți tot ce pare vulgar și nepoliticos. Prietenia și capacitatea ta de a comunica atrage un număr mare de prieteni. Ai diplomație, onestitate și obiectivitate născută? De aceea ți se poate cere adesea să rezolvi conflictele care apar, știi cum să trezești cele mai bune calități din oameni, ajutându-i să-și înțeleagă potențialul, într-o companie prietenoasă, un grup public sau o corporație profesională, de obicei ocupi cele mai înalte poziții, în plus ai fără urmă de îndoială abilități de conducere și ai acele calități atractive care te fac mult mai atrăgătoare decât alții și îi faci pe ceilalți să te urmeze. Nu întotdeauna mulțumite de progresul din cadrul structurii existente, poți găsi puterea de a renunța la un caz fără speranță, pentru a căuta zona în care vei juca un rol central de la bun început. De îndată ce te simți încrezătoare, succesul carierei tale este asigurat destul de distractiv, alpinismul în carieră poate fi luat literal. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, prietenie, spiritualitate, credință, versatilitate, ajutor, liniște, plasticitate. Fiind născute sub auspiciile lui Jupiter și Neptun, tu diferi în proprietăți surprinzător de contradictorii ale caracterului. Astfel, prima planetă te înzestrează cu energie și încredere, iată cea de-a doua îți oferă percepție hiperactivă, senzație de vi și emoție. Deci, ar trebui să fii atentă, diligența în atingerea obiectivelor poate aluneca cu ușurință în laxitate. Abaterile în combinație cu fatalitatea pot juca, de asemenea, diverse glume amuzante cu tine. De exemplu, aspir să crezi în Dumnezeu, și în același timp tin să ai încredere în karma și soarta, ne găsind un loc în sine în cadrul religiei. Intuiție excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare, combinată cu tendința de a te desprinde de realitate, de a te pierde într-o lume a fanteziei și a mirajelor, nu-ți sunt deloc străine. Prin urmare, ar trebui să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive, astfel încât să nu devii excentrică. Dar sensibilitatea și farmecul sunt punctele tale fortei. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al creatorilor. Planeta ta în exil este Mercur lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa pragmatismului sănătos și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Ai o natură foarte vulnerabilă, sensibilă și fragilă. Nefericirea vieții în jurul tău te doare. Tu cauți armonie și frumusețe în orice. Ești prietenoasă și amabilă cu oamenii din jurul tău și oamenii o simt. Ai de obicei o mulțime de prieteni. Cel mai adesea acționez ca păstrător al păcii, la aceste lucruri te ajută liniștea, diplomația și capacitatea de a judeca obiectiv. Mai mult decât atât, din prietenie și iubirea pentru armonie, încerci să trezești cele mai bune și mai strălucite calități ale oamenilor. Oamenii te iubesc pentru că îi ajuți pe alții să vadă mai clar ce sunt capabili, ești atrasă de activități legate de înălțime, fie prin publicitate la mare altitudine, zbor, scufundări alpinism sau cartografierea unor zone cu altitudine înaltă. În același timp, fi poți printre cele care manifestă panică de înălțimi. Cu toate acestea, niciodată nu vei recunoaște slăbiciuna ta și mai degrabă decizi să sări în apă cu ochii și decât să dea un motiv să fii suspectată de lașitate. La Evident, baza psihologică a fricii tale este asociată cu un sentiment hipertrofiat de a fi mereu în față, Chiar dacă abilitățile fizice sau intelectuale nu îți permit să ocupi o poziție de lider, fiind interesată să obții cele mai bune rezultate, ai tendința să depășești toate dificultățile care apar în calea ta. Este posibil să fii dintre cele care se mișcă încet-încet, dar sigur spre obiectivul lor. Indiferent de situație ai cele mai bune șanse de succes, cu toate acestea, dacă acțiunile tale sunt inconsecvente sau construite pe principiul aceste lucruri fac astăzi și aceste lucru poate fi amânat, și dacă în plus, există o concurență puternică, te poți confrunta cu o rezistență considerabilă din partea lumii exterioare. Atunci când fără a avea un scop clar, te grăbești, ar trebui să pornești imediat luminile de avarie. Acest lucru însă nu înseamnă că entuziasmul tău este de o calitate negativă, ci doar îți reamintește că trebuie să ți seama de posibilitățile tale de fiecare dată. În plus, ar trebui să iei în considerare anumite aspecte negative care pot schimba cursul evenimentelor și pot ghida totul pe o cale destul de neașteptată. Singura modalitate de a te pregăti pentru astfel de situații este de a învăța să percepi în mod adecvat realitățile vieții din jurul tău. O decizie importantă pentru tine este dacă trebuie sau nu să lucrezi cu ceilalți pentru a-ți atinge scopul în carieră. Alegerea dintre volumul personal de muncă și angajarea în întreprinderi, de exemplu, poate fi destul de dificilă. În plus, în viața privată, te confrunți deseori cu o problemă foarte dureroasă de a stabili relația corectă cu un partener de căsătorie, pentru tine, apropo, nu este ușor să decizi asupra necesității de a avea copii, tu iei mai multe decât serios responsabilitățile părintești, nu ești similară cu alți nativi din pește având proprietăți speciale, o astfel de doamnă este senzuală, amabilă, misterioasă atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsata de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 15 martie soartata? Poți deține o poziție înaltă în societate. În activitățile tale profesionale, poți realiza un mare succes în compania prietenilor de centrul atenției. Prin jocurile sorții, trebuie să fii conducătoarea mulțimii și ai toate calitățile necesare pentru asta. Farmecul personalității tale și al puterii minții atrag pe cei din jurul tău. Dacă la locul de muncă nu reușești să ocupi o poziție de conducere, tu nu te vei deplasa cu răbdare pe scara carierei, ci vei merge acolo unde ți se va oferi imediat poziția de lider. Odată ajuns în elementul tău, ajungi rapid la vârful succesului, de multe ori te străduiești să atingi scopul dorit cât mai curând posibil depășind toate obstacolele din calea ta, fără a acorda prea multă atenție calității muncii efectuate. Totuși poți fi, din potrivă, dintre cele care se mișcă în pași de melc, îndeplinind toate sarcinile care apar în plus. Acestea din urmă fac de obicei mai bine, deoarece rezultatul final contează. Scopul trebuie să fie înțeles clar de tine iar modalitățile de realizare acestuia trebuie să respecte normele moralei publice. Eventualele interferențe trebuie, de asemenea, luate în considerare. De sus din cer multe lucruri par la fel. Uneori trebuie să cobori pe pământ și va fi mai realist să privești lucrurile din unghi drept. Aceste lucruri te va ajuta la pregătirea pentru situații de viață neașteptate. Dragoste și compatibilitate Viața ta personală nu are un succes prea mare, deoarece rare ori reușești să dai tonul potrivit în relațiile cu un partener. În plus, însăși ideea că libertatea ta va fi limitată la cel puțin ceva și că va trebui să-ți seama de opinia celei de-a doua jumătăți este insuportabilă. Nu îți place să trăiești și să lucrezi singură și, prin urmare, te străduiești să întemeiezi o familie. Viziunea ta romantică Idealista lumii se concentrează asupra dragostei într-o asemenea măsură încât să nu mai observi celelalte aspecte ale ființei. Fără un partener de viață, te simți goală și singură. Trăiești într-un continuu paradox al nevoii de cineva și al necesității de libertate de plină. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine? au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. În mod normal îți alegi profesia legată de lucrul la înălțimi, alpinism industrial, pilotarea unui avion sau cartografierea unei zone montane, salvamontism, etc. Te poți implica în alpinism, scufândări de pe stânce înalte sau în parașutism, totuși este posibil. Această parte a personalității să se manifestă în mod contrar sub forma unei frici irezistibile de înălțimi. Aceste lucru ți se pare a fi un semn rușinos de zlăbiciune și nu o recunoști niciodată. Poate subconștient, dorința de înălțime satisface dorința ta de a fi mereu în frunte, prima, de a sta deasupra tuturor, de a ocupa o poziție de lider în societate. O teamă de înălțime este partea inversă a aceleiași medalii, iar aceasta se bazează pe incertitudinea proprie, lipsa calificărilor, experiența pentru o poziție înaltă. În mod normal îți este foarte ușor să faci o carieră. Ești foarte fermecătoare și carismatică, oamenii te urmăresc cu fericire, pe lângă faptul că ai abilități de conducere. Poți fi brusc concediată dintr-un loc de muncă în care cariera te-a încetat și găsești altul fără probleme acolo unde ești mai norocoasă. Uneori, de la bun început, ți se pot oferi funcții de conducere. Prin urmare, Principalul lucru este încrederea în sine, care îți va oferi 95% din victorie, eficiența și entuziasmul tău te pot determina să înfrunți obstacole fără un scop special, iar în acest caz șansele tale de succes, mai ales într-un mediu competitiv, sunt reduse drastic, planifici și replanifici. din nou cu gradualism, ar trebui să fii atentă la schimbările de situație, deoarece nu pot să te protejezi de schimbările neașteptate, fiind uneori complet incapabilă. Aici te va ajuta doar dezvoltarea atenției și o analiză aprofundată a stării actuale. Una dintre cele mai importante decizii profesionale care ar trebui luată în zorii unei cariere, să lucrezi singură sau într-o echipă. Fiecare metodă are propriile sale avantaje distincte, iar aici trebuie să reflectezi asupra inclinațiilor tale care sunt mai aproape, mai simple și mai naturale, aceasta poate include și problema distribuirii corecte a timpului dintre muncă și familie, sănătate și boli, tu nu ar trebui să fii implicat orbește într-o relație distractivă de dragoste, din păcate, ai o înclinație clară față de această dependență, care, deși îți dă plăcere, în același timp se dovedește adesea cauza diferitelor boli, atât morale cât și fizice. Întâlnirile cu persoane care au acumulat o anumită experiență de viață, desfășurarea discuțiilor cu persoane experimentate, vizitarea diferitelor clase de psihologie individuală sau de grup, terapia de reabilitare vor ajuta la rezolvarea parțială a acestor probleme. Nu ar trebui să folosești substanțe care cauzează dependență, cum ar fi drogurile sau alcoolul. În ceea ce privește dieta, natura ta liniștită prezintă un interes atât de activ în alimente și pregătirea lor, încât nu în necesită recomandări speciale. Cu toate acestea, trebuie să fii atentă la smântână, unt și alte produse care conțin colesterol. Exercițiul variat și moderat, mersul pe jos, în notul, schiatul, îți vor aduce fără îndoială mari beneficii. Destinul și norocul Vibrațiile din această zi poartă radiații negative, îmbunătățind proprietățile negative ale naturii tale. O mare parte din destinul tău va depinde de condițiile în care te-ai născut și ai crescut, despre ce trăsături de caracter vor fi întărite, negative sau pozitive. Dacă îți întărești părțile negative ale personalității, atunci vei fi o persoană crudă, fără suflet, o oportunistă. Dacă tu dezvolți calități pozitive, vei putea găsi fericirea și vei cunoaște bucuria vieții. Sfaturi pentru tine Deși s-ar putea să nu fii satisfăcută de poziția în care te afli, învață să te bucuri din locul în care ești. controlează spornirile, ramul e altruistă. Bunătatea și generozitatea te vor răsplata de mult mai multe ori. Renunță la contacte subconștiente cu părinții. Chiar dacă te consideri demnă de ce este mai bun, trebuie să accepti aceste lucruri ca atare dacă nu poți schimba situația existentă. Pentru a obține fericirea în viața personală, renunță la locul tău la cârmă sau alege un partener complet fără coloană vertebrală. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic pentru că ce dispoziție vei avea, chiar ton să-ți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dai în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă? dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele de de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, Ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică, te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să o prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.